Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oameni la un episod din seriul noastră minunată de hărți. Le abonați și pe astăzi o să continuăm harta pe care am început acum câteva zile în care aparent mă îmbogățeam sau ceva de genul. Știu că făceam rost de foarte, foarte mulți bani. M-am uitat la videoclipul la întrebări să văd exact unde am rămas și ultima dată am terminat nivelul 5. Deci mai avem așa, nivelul 6... 7, 8, 9, 10 și nivelul special, frate, adică mai avem destul de mult din această mapă, avem aici nivelul 6, hai să vedem despre ce este vorba. What the fuck is going under? Nu știu ce trebuie să fac, ești nebun Start, nu stai un pic Bilet de la Hotz și ce trebuie să fac? În acest nivel Hotzul s a lăsat o cursă și nu orice fel de cursă, ci una cu un porc Hotzul a spus că dacă nu întreci porcul, nu vei recupera tichetul la loto Succes Level 6, întrecere cu porcul Întrecere, întrecere porcul Ce pui mei, trebuie să întrec porcul Ok, deci mă pun pe asta și dau drumul frazor Încă o dată, nu uitați, să dați și acolo foarte, foarte multe like-uri Dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade din această serie l pe canal Vreau să fac și acolo foarte, foarte mulți abonați și începem. Ești nebun, îi dau span! Bă, frate, cum să intrec porcul, ești nebun? Îl întrec pe prostia, dar îl întrec? Mm, N-am cum. Eee! Bă, po pot spune că l-am întrecut gen dacă l-am omorât la final, nu? Frate, n-aveam cum să-l întrec, ești nebun la cap Ce m-am amuzit, frate, mergem la nivelul 7 direct Frazor, chiar îmi place foarte mult să văd acolo foarte multă susținere din partea voastră Să vă și abonați activ Deci ar fi super genial să putem să ne acolo foarte, foarte multe like-uri În acest nivel, hoțul vrea să steseze perspicacitatea El vrea să vadă dacă tu poți copia imaginea corectă, corect în oglindă Succes, grăbește-te, hoțul și are reparat mașina Bă, da, level 7, copy the image Bă, da, ce hoț avem noi aici, frate, că Deja mă disperă hotul ăsta, mă jur, deși antena trebuie să... Aolo. Bă, frate. Maro. Roșu. Aici punem nici nu știu ce pui mei e... Pincul ăsta, da, e pincul ăsta, pare. Bă, ești nebun. Deci hotul ăsta, frate, îmi dă niște nivele de astea. Bă, e culoarea bună? Da, cred că e culoarea bună. Ca asta e, uite, așa un pic mai deschisă. Frate, hoțul asta îmi dă numai niște challenge-uri de da, astea nebune, mă jur. Ce pui mei? Trebuie să copiez imaginea, uite așa. Aici trebuie să mai pun un roșu și aici trebuie să pun magenta asta. Uite așa, aici este galben. Da, așa, frate, să o luăm pe nivele că mă încur. Deci dacă noi iau pe nivele, mă încur foarte, foarte rău. Uite așa, aici trebuie tot așa o linie. Până aici, după aceea, trebuie două mov. După trebuie un portocaliu, un mov. O să fie, a, oh, ultimul mov pe care îl folosim și aici iarăși galben. Aici punem galben. Galben roșu, galben portocaliu. Galben ăsta aici. Portocaliu și acum trebuie ultimul rând. Portocaliu, albastru e aici. Rozul, galben până nu mai putem. Gen 3 de galben. Până aici. Maro, am ratat ceva, ceva e în regulă. Maro și două roșii. Bă, înseamnă că mi-a dat mai multe blocuri, frate. Pentru că, uite, l-am copiat exact. Deci, exact așa cum a trebuit. Ați zis și vă l-am copiat și mi-au rămas aici un magenta stained clay și un brown stained clay. Deci, ceva e neregulă și am pus peste tot. Și n avea cum să-mi pentru că altfel nu și-aș fi rămas și cu alte. În fine, ciudat. Eu o să trec mai departe. Ăsta a fost nivelul 7. Mergem la nivelul 8, așa cu toată viteza. Cu toată viteza înainte. Level 7, ghicește sunetul, dar asta era nivelul 8, dar nu contează. Ghicește sunetul. What the fuck? Deci trebuie să-mi dau mai tare. În acest nivel, hoțul a înregistrat sunetele animalelor lui. Tu trebuie să ghicești animalul hoțului. Succes! Bă, frate, nivelul ăsta chiar e original. Super tare, azi vedem sunet. Asta e porc, pig. Mamă, frate, nivelul ăsta mi se pare super genial, și nebun. Coaie. Coaie. e Ronnie! <laughs> sunet. Zombie pigman. Bă, frate, asta e... nu e vaca, nu e zombie? Zăza, Andrei? A, înseamnă că e tot gen... A, nu e zombi, pardon, nu zombie, e zombie, da. Ce așa se vede când împiști pistonul ăsta sau când îl scoți? Piston in. Am mă, frate, că mă pricep aici. Asta e bat. Ok. Asta e găină. Și am trecut mai departe. Mamă, frate, și nivelul ăsta, frazor, deci cei care vreți să mai trimiteți hărți la adresa de mail hărți arunc zuzandrei.ro neapărat, deci neapărat, vă rog, un nivel ca ăsta. Nivelul ăsta mi-a plăcut foarte mult, chiar a fost original. Cred că este primul nivel de acest gen pe care l-am jucat, sincer, nu e așa? Deci clar este primul nivel de acest gen. A, olu, ce, ce ce, ce pui mei ăsta, frate? Mamă, nivelul nou parcur hard. Holy fuck. În acest nivel hoțul te-a pregătit din nou niște sărituri, numai că de data asta sunt mult mai grele. Succes! Și aici avem foarte multe butoane. Ia mă, hai să vedem cât de grele sunt bă, săriturile astea. Mamă, dar ideea este că sunt multe. Nu mai mi s-a părut că gen deasupra era un bloc invizibil. Fucking crap, man, just fucking crap. Serios? Deci chiar mi-a pus acolo blocuri invizibile? Păi mâncam ei curul, faci tu de astea? Uite ce ai, uite. Și acum, uite așa. Nu mai blocuri invizibile pe aici. Și mai trebuie o săritură. Nu, aici nu, pot să sar Wow, și aici avem un spawn point Bine, mă Mamă, ne dă pe garduri Acum am înțeles asta, da, este kill Bun, acum ne dă pe garduri Așa cum trebuie Mamă, dacă dau fel aici E foarte întortocheat și parculul ăsta În orice caz, nu știu E așa ciudățel Și am ajuns aici Încă un spawn point, asta ce e? Încă un spawn point LOL, bă, eu nu trebuia să sar de... Deci, fiindcă de noi trebuia să fac așa Că nu avea cum altfel. Hai că facem așa, chiar dacă gen, am putut trișa. Deci la faza asta vreau să zis că am... aș fi putut trișa, dar nu trișez. Uite că l-am făcut. dă te morții, tai că nu te crede, nu l-am mai făcut. Uh, nu vreau să trișez, știi? Nu vreau să trișez. Adică acolo cred că trebuiau să fie niște bariere puse sau ceva de genul. Văd că nu mai știu să fac parcul, este ok. Aici trebuiau puse niște bariere ca să nu pot să direct și trebuia să fac faza asta de aici. Ce o să fac? Pentru că de ce nu? Eu o să fac pentru că pot. Fiți nu ce vreau să fac. de aici. Bine, mă. Și am ajuns aici. Bă! Respect. Respect. Că am făcut-o asta așa cum a trebuit, fără să trișam. De Deci aș fi putut trișa, frate, dacă... Am încurcat aici. Dacă omul m-a lăsat să sar direct acolo, știi? Adică nu se pune ca și cum aș fi trișat. Am făcut săritura și atât. What's the big problem? You know? Opa. le facem foarte ușor și cred că am terminat. Bă, n-a fost foarte hard. Când a zis acolo parcur hard, deja mă gândeam, mam, spar monitoare, ce se întâmplă, știi? Și ultimul nivel, frumos, pe lângă nivelul special, nivelul 10, care ăsta, ia să vedem, apasă level 10 speedrun, apasă și mi-a dat mare efect de speed și de jump. În acest nivel, hotul a făcut un dispozitiv care îți dă viteză, tu trebuie să treci fără să dai rage. Păi stai un pic, de ce ar face hoțul un dispozitiv în care îmi dă viteză, că pui mea aș putea să mă duc după el. Foarte repede Mamă, frate, da mult noroc Deci, aolo Deci stai așa Deci ca să treci de asta Deci spuneți-mi, vă rog frumos, cine o să fie în stare să treacă de acest nivel, că eu nu. Și ăla nu merge, nici ăsta nu merge. Măcar asta de merg. Care apare nu merge. Deci, fac, nu, e răzbândul fără viteză. Eu, pac. Cum? No, this shit ain't possible, guys. Ah! Ah! Yes, yes, yes! No! Hai, ma, mă! Hai, mă! Bă. Ce urât. Acel moment când te mănâncă în curs, să springem, să te grăbești. O să-l fac! Eu sunt Andrei Puternicus. Nu am cum să nu-l fac. Bam. Hopa! 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 Hai mă că-l facem. Spac. 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 Și mă jos? Yes, 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 Bine mă! Bă, puteam să... Lol, puteam să rei de acolo, puteam să rei aici. Aolo, era să cad aici. Bă, vreau să ajung și pe nu te cred! Păi, am vrut să mă dau foarte un pic într-o parte și uitați unde m-a dat. Nu contează. Aolo, acum știm cum să-l face, frate. Nu se pune, gen, serios. Și să știți că este greu pentru că ai foarte mare speed și nu poți să-ți controlezi caracterul. God damn it. Am frate, dacă am făcut până acum totul fără să Trisam, cu ghilimele de rigoare pentru că dacă... Să te morți, te de viteză. Dacă el ne-a lăsat să facem chestia asta, gen să sărim și etc. Adică... adică, uite, eu aș putea sări acum pe margine, pe bloc, pe aici, știi? Dar nu o să fac asta, pentru că... V-am spus, nu o fac, frate, uite. Nu, uite, aș putea să merg pe aici, easy, easy. Easy. Dar nu o să fac asta. O să fac așa. și Incredibil, nu pot să te cred. Nu pot să te cred. Deci nu pot să te cred, e incredibil nivelul ăsta. Nu mai pot să fac și așa. Cu sprint, dar e mai complicat pentru că trebuie să apeși foarte repede pe toate tastele, pentru că altfel le rip. Și de ce nu merg butoanele, frazor, încă o dată, un like egal o salvare pentru nene Andrei. Și bineînțeles, dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri, dă te, -te -ai de parcur, că deja Deci nebună, mai așa mă duc. Păi știi ceva? Ia băga mine și dacă tu mă lași, uite, dacă tu mi-ai dat... Opa, am terminat parcursul. Păi stai un pic, patroane, mir aici... Stai un pic, pui asta aici, aia cincea oară când pui așa, n-ai cum. Nivel special e aceea aici, nivel special. Cu aia de ce îmi măcar la bară? Bile de la hoț, hai să vedem. În acest nivel tu ai prins hoțul și ai spus să-ți dea biletul și el nu a vrut așa că tu l-ai prins și l-ai legat și vrei să-l omori în subsol până ți-l dă succes. Nivel special bate hoțul. Bă! Mersi că mi-a jucat mapă. Am văzut huzul. Mai vrei mapă de la mine și sper că nu au fost baguri și ăsta îmi dă game ul 3. Băi, că cam ăsta a fost episodul. Am făcut această mapă practic în două episoade pentru că uitați cât de mult a construit. Chiar să a și apreciez foarte mult acest lucru. Nu uitați dacă și voi vreți să-mi trimiteți hărți. Folosiți adresa de mail ne neapărat și neapărat frazor, băgați nivelul la cu sunetele pentru că e super tare și original și chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Nu uitați să dați și acolo foarte, foarte multe like-uri și ne auzim data viitoare. Ceau bă! Pa!